Sorina Matei îl nimicește pe Florian Coldea, după avertismentul privind anularea protocoalelor, minte. Nu există niciun pericol. Anularea protocoalelor Serviciului Român de Informații pune în pericol securitatea României, este concluzia fostului adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, la finalul unei noi audieri la Comisia de Control, audiere care a durat aproape 7 ore. Jurnalista Sorina Matei reacționează, spune într-o postare pe Facebook ce Florian Coldea mintei ce nu există niciun pericol, făcând trimitere la OUG din 2016 prin care SRI a devenit legal, iar organ de cercetare penală în cazurile de siguranț național sublinierei terorism. Cum minte domnul F. Coldea subliniere induce cu intenție în eroare opinia publică. Domnul F. Coldea crede ce, în mod profund greșit, subliniere IT subliniere I periculos, ce instituțiile României funcționează doar în baza protocoalelor pe care dânsul le-a făcut subliniere I semnat subliniere I nu în baza legii. Dacă nu sunt protocoale atât de dragi sublinierei de ilegale, instituțiile, adictele SRI, este în imposibilitate să lucreze. Spun ce domnul F. Coldea minte, în sensul ce nu există niciun pericol sublinierei nicio imposibilitate. Pentru ce din martie 2016, după decizia CCR 551/UDA, potrivit ordonanței de urgent trecut repede prin guvern de doamna Prun într-o vineri seara, SRI a devenit legal, iar organ de cercetare penală în cazurile de siguranț național sublinierei terorism. Deci sublinierea a extins competența legal pe infracțiunile ce țin de siguranță național. A sublinierea dar, niciun pericol. Democrația este doar pe lege sublinierei supremacia ei în acord cu respectarea drepturilor sublinierei libercilor cecenilor, definiția de rule of law, legea există, dar democrația nu este pe protocoale ilegale, secrete, care adaug la lege sublinierei sunt făcute pe sub masă. În plus, justiția este un serviciu public, niciodată secret. Sublinierei funcționează doar în baza codului penal sublinierei a codului de procedură penal, scrie Sorina Matei, pe Facebook. Florian Coldea a fost audiat joi pentru a doua oară în Comisia Parlamentar de Control al SE.RE.PI. La finalul discuțiilor, fostul prim adjunct al directorului SE.RE.PI a declarat ce în acest moment nu mai există protocoale încheiate de serviciu, ceea ce înseamnă ce risc mese vulnerabilizme atât securitatea României, cât și securitatea aliailor notri. Astăzi, urmarea acestui asalt fără precedent asupra problematicii cooperării cu Ministerul Public, pentru realizarea atribuiilor pe care serviciul le are, inclusiv în ceea ce privește decizia CCR, serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce privește infracțiunile la adresa Securității Naționale, cum ar fi spionajul interceptarea, parialii terorismul. Astăzi nu avem protocoale.
cu Machionme pentru a proteja interesele României ale aliailor notri, în situația unor probleme pe aceste zone deosebit de sensibile. Luai de valule retorici, să nu uitme lucrul important. Vulnerabilitatea are o singur caracteristic, e exploatabil. 6. Trebuie să găsim soluții clare. Ce să facem? Ar trebui să comunicăm spionilor iteredătorilor ce nu mai avem protocoale și să nu se mai implice în astfel de activități, a declarat Coldea, la finalul audierilor.